Românii întâmpină dificultăți în a economisi bani, deoarece salariile abia le acoperă cheltuielile lunare. Chiar și cei care reușesc să economisească preferă să își păstreze banii într-un cont curent sau într-un cont simplu de economii, în loc să-i depună într-un depozit care le-ar putea aduce un randament mult mai mare. În acest moment, peste 5 bănci din România au dobânzi la depozitele bancare peste rata inflației. Mai exact, randamentele sunt între 5,7 și 7%. Acest lucru nu s-a mai întâmplat încă din perioada pandemiei. Inflația scăzând și dobânzile la depozite rămânând relativ constante, au devenit real pozitive și dobânda băncii centrale este real pozitivă. Așadar, dacă depunem 15.000 de lei într-un depozit bancar timp de 12 luni, câștigul ar putea fi între 770 de lei și 950 de lei, în funcție de banca aleasă. Specialiștii spun că dobânzile la depozite ar putea rămâne pozitive cel puțin un an, însă nu toate băncile le vor oferi. Economiștii au atras atenția în nenumărate rânduri că banii ținuți la saltea se devalorizează. Cu alte cuvinte, aceștia ar trebui puși să lucreze în favoarea noastră. Cele mai mari câștiguri se pot obține din investițiile în acțiuni, însă și aici riscurile sunt ridicate, relatează știri de Cluj.ro.